Planul lui Donald Trump pentru încheierea războiului din Ucraina a fost făcut public de către senatorul de Ohio, J.D. Vance. În caz că va câștiga administrația, Trump ar putea propune stabilirea unei zone demilitarizate pe teritoriul ucrainean, ocupat în prezent de ruși. Trump Europeans, you guys need to figure out what does a peaceful settlement look like? And what it probably looks like is something like the current line of demarcation between Russia and Ukraine. That becomes like a demilitarized zone. It's heavily fortified so the Russians don't invade again. Această abordare a războiului din Ucraina ar marca o schimbare majoră față de politica administrației Biden, care se concentrează pe furnizarea de asistență Chievului împreună cu Europa și alți aliați, pentru a ajuta Ucraina să respingă agresiunea rusă și să recupereze teritoriile ocupate de Federația Rusă. Ca parte a planului de pace, spune JD Vance, Ucraina își va menține independența în schimbul unei garanții de neutralitate oferită Moscovei. Detaliu care ar însemna că Ucraina nu va adera la NATO sau la alte instituții aliate, se numără printre măsurile din presupusul plan de pace al lui Donald Trump. Ukraine remains its independent sovereignty, Russia gets the guarantee of neutrality from Ukraine, it doesn't join NATO, it doesn't join, you know, some of these sort of allied institutions and I think that's ultimately what this looks like.